Acordarea primului ajutor unei persoane care prezintă semne de înnec atunci când mănâncă sau se înneacă cu alte corpuri străine poate fi decisivă pentru salvarea vieții. Nu toți însă știu ce trebuie să facă în astfel de situații și care sunt manevrele corecte pe care trebuie să le aplice pentru a-i salva viața celui aflat în pericol. Astfel, pompierii hunedoreni vin în sprijinul oamenilor și îi învață ce anume au de făcut în astfel de situații critice. Astăzi vom vorbi despre obstrucția severă a căilor respiratorii, care este a patra cauză de deces accidental. Manevrele de prim ajutor, precum manevra Heimlich, pot fi salvatoare de viață. În cazul în care vă aflați în preajma unei persoane ce se neacă cu bol alimentar și are obstrucție severă și prezintă respirație anormală, tuse ineficientă și nu poate vorbi, vă poziționați în spatele victimei, puneți o mână pe toracele acesteia și aplicați 5 lovituri între omoplați, verificând după fiecare lovitură eliminarea bolului alimentar. Dacă nu se reușește dezobstrucția căilor aeriene, vom face 5 compresiuni abdominale cu pumnul la mijlocul distanței dintre ombilic și partea inferioară a sternului. Alternați cele două manevre până la expulzarea bolului alimentar. În acest caz, așezați victima pe un scaun și o liniștiți. În cazul în care victima devine inconștientă, o întindeți ușor pe jos, sunați la 112 și începeți compresiunile toracice externe. Dacă după 30 de compresiuni toracice externe, dezobstrucția nu se realizează, eliberați și verificați cavitatea bucală în vederea efectuării ventilațiilor. Alternați cele două manevre până la sosirea unui echipaj medical.